eficiența voastră pentru sprijinul continuu și permanent în Consebel, în toate activitățile tuturor organizațiilor noastre, non-guvernamentale și non-profit. În continuare, aș vrea pe directorul revistei Timpul, cel care este și coordonatorul principal al acestui proiect, inițiatorul lui, împreună cu întreaga redacție a revistei Timpul. Rugăm ca să vă explice mai pe larg în ce constă acest program, care, după părerea mea, este unul deosebit, pentru că, după cum a menționat domnul primar, despre oameni trebuie să vorbim, să le vorbim de bine, anume lor și tuturor contemporanilor, în timpul când aceștia sunt în viață. Vă mulțumim și domnului director, domnul profesor universitar, domnul Daniel Șandru. Stimate doamne, stimați domni, sunt deosebit de onorat să mă pot afla astăzi aici, în unei copleșitoare emoții, pentru că de prima dată când vin în Cernăuți. Mă bucur să pot prezenta acest proiect, care vă propune practic un exercițiu al excelenței și sunt convins că nu în comunitatea dumneavoastră, în orașul în Cernăuți, excelența este la ea acasă. Vă mărturisesc faptul că anul trecut a fost una dedicată exclusiv eșerilor, dar anul acesta, când am intrat în contact cu domnul primar Mihai Chirica, domnia sa a arătat o deschidere deosebită față de proiectul nostru, care deja viza de acum regiunea de nord este a României, adică pe lângă Iași, județele Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău și Vaslui. Și domnul primar Chirica ne-a sugerat că, dată fiind această înfrățire dintre Iași, Cernăuți și Chișinău, este foarte important să prindem în proiectul nostru și comunitățile chișinăoană și cernăuțeană. Iată-ne așadar aici, în fața dumneavoastră, pentru a vă adresa o invitație. Nu putem duce proiectul ăsta de unui singur, asta e limpede, și chiar dacă proiectul e inițiat de revista Timpul, fiind organizat de Asociația Revistei Timpul și produs de Adenium, avem un mare nevoie de sprijinul dumneavoastră, așa cum avem nevoie de sprijinul tuturor celorlalte comunități implicate în proiect. Practic, invitația pe care o adresăm este aceea de a vă alia demersul nostru, de a identifica, de a recunoaște și de a promova personalitățile de excepție care există în fiecare comunitate. Sloganul proiectului nostru este nu întâmplător următorul. Preluăm trecutul și revista Timpul e o publicație fondată, cum bine știți, la 15 martie 1786, se află deci la 139 de ani de atunci, cu o tradiție absolutamente remarcabilă pentru întreaga cultură română. Premiem prezentul și asta ne propunem să facem și în acest an, dar și în anii care vor urma și, de ce nu, pregătim împreună viitorul. Deci, preluăm trecutul, premiem prezentul, pregătim viitorul. Cum ne propunem să facem acest lucru și voi intra în câteva detalii tehnice, de altfel le găsiți și în mapele de prezentare pe care colegii mei le-au pus la dispoziție. Ne aflăm în plină campanie, în plină campanie de conferințe de presă. Proiectul a debutat pe 3 august la Iași, în Sala Mare a Primăriei Municipului Iași. Am continuat apoi la Chișinău, am fost la Suceava, la Piatra Neamț, suntem iată astăzi la Cernăuți, urmează Bacău și Vaslui, dar sigur am fost și la Botoșani. Însă proiectul se derulează deja, pentru că există o platformă pe care vă invităm să o vizitați, www.oamenitimpului.ro. O platformă care pune la dispoziția dumneavoastră niște formulare foarte simple și voi explica imediat, formulare cu ajutorul cărora puteți propune nominalizați. Campania Oamenii Timpului își propune să premieze excelența din 10 domenii de activitate, după cum urmează. Literatură, arte, educație și cercetare, memorie și istorie, societate civilă, tinere valori, jurnalism, sănătate și antreprenoriat. E vorba de 10 categorii pe care noi le-am gândit ca reprezentând cumva pilonii importanței progresului oricărei comunități și am pornit la drum cu aceste 10 categorii, continuăm cu ele și acum venim să le propunem și comunității cernăuțeni. În perioada 1 august 15 septembrie se pot face așadar propuneri pentru nominalizare. Pe 15 septembrie noi vom centraliza toate aceste propuneri și cu ajutorul reprezentanților presei din comunitățile implicate în proiect, cele 8 comunități, vom realiza niște dosare de candidatură pe care le vom înainta jurului național. Aceasta este o primă etapă de jurizare
Jurul Național este format din 10 personalități marcante, recunoscute în plan național și internațional. Fiecare dintre aceste personalități este specialist pentru domeniul căruia, care este atribuit spre jurizare. Și urmarea acestei prime etape de jurizare, vom afla care sunt cei 80 denominalizați, câte 10 pentru fiecare comunitate. Vor exista așadar, după data de 15 septembrie, 10 cernăuțeni care vor rămâne în cursă, în competiția acestei campanii, alături de ceilalți 70. Urmează o a doua etapă în care prezența dumneavoastră este importantă, pentru că pe aceeași platformă, oamenitimpului.ro, veți putea să vă susțineți nominalizații, apelând la vot, un vot electronic, care, sigur, are un caracter consultativ, dar vă pot asigura că jurul va ține cont de votul publicului, pentru că așa s-a întâmplat și anul trecut, iar multe dintre premii s-au suprapus peste dorințele publicului. În aceeași perioadă, cei 80 nominalizați vor fi prezentați comunităților locale în cadrul unor gale. Vom avea așadar o gală la Cernăuți, după cum vom avea una la Botoșani, una la Suceava, una la Piatra Neamț, una la Bacău, una la Vaslui. Pentru ca, pe 12 decembrie 2015, în sala mare a Teatrului Național Vasile Alexandri din Iași, toți cei 80 de nominalizați să se reunească, moment în care vor fi aleși, ca urmare a votului, ca urmare a dezbaterilor dintre membrii Jurului Național, cei 10 câștigători ai campaniei Oamenii Timpului, ediția din 2015. Avem așadar, în date statistice, 10 categorii, 10 membri ai Premiului Național, 80 de nominalizați, vor fi și niște premii speciale situate în afara campaniei. Anul trecut am acordat 3 premii speciale și 2 distincții în memoria, așa încât, tocmai de asta vă spuneam, dată fiind anvergura proiectului, că fără sprijinul dumneavoastră nu vom putea să ducem la capăt în cele mai bune condiții. Și mai rămâne o particulă a sintagmei, a sloganului nostru. Pregătim viitorul. Cum ne propunem să mergem mai departe cu acest proiect? Vă mărturisesc că aveam, împreună cu colegii mei, proiecția unei extinderi naționale care se implice automat și ceea ce un termen. Însă această idee s-a cristalizat anul acesta, chiar în timpul conferinței de presă pe care o susțineam la primăria municipiului Iași, în momentul în care un membru al jurului, deloc întâmplător, veți vedea de ce, Sibian, scriitorul Radu Vancu, un poet și un teoretician literar extraordinar, a spus că ceea ce reușește sau va reuși să facă această campanie Oamenii Timpului va fi să creeze o interconexiune între personalitățile de excepție de pe piața ideilor culturale, de pe piața culturală, o piață la care și noi contribuim spre a o configura. Mi-am amintit atunci că în luna mai luasem un interviu domnului Sergiu Nistor, care este consilierul pe probleme de cultură, culte și centenar al președintelui României. Și în contextul acelui interviu, domnia sa îmi spunea că pregătim centenarul Marii Uniri din 1918, care va avea loc, evident, în 2018, președinția României intenționează să adreseze tuturor comunităților românești, tuturor instituțiilor publice, universităților, academiei române, invitația de a se implica cu proiecte, astfel încât acest centenar să fie servat așa cum merită. Și atunci, propunerea noastră pentru viitor este să propunem campania Oamenii Timpului, este aceea de a înainta către președinția României acest proiect, astfel încât în 2018 să putem realiza, prin campania Oamenii Timpului, ceea ce noi numim și subliniez ultimul termen, Marea Unire Culturală. Pentru că avem nevoie de această mare unire culturală, e foarte important să ne cunoaștem, e foarte important să ne identificăm valorile și, mai mult decât atât, să reușim să le punem în legătură. Aceasta este dorința noastră și invitația în același timp pe care o adresăm. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră foarte numeroasă și pentru absolut călduroasă primire pe care ne-ați făcut-o. Îi mulțumesc domnului academician Tălăceanu, îi mulțumesc doamnei consul, excelenței sale, pentru participare și pentru susținerea proiectului, evident domnului Mihai Chirica, și pentru faptul că în momentul în care ne-a făcut sugestia de a include Chișinăul și Cernăuțiu, ne-a și asigurat că toate costurile vor fi suportate pentru Iași, Chișinău și Cernăuți de primăria municipiului Iași. Avem un parteneriat în acest sens, mulțumim domnului primar. Îi mulțumesc colegii mei, doamna Adriana Nazarciuc, care e președintele Asociației Revistei Timpul, că până la urmă ea că m-a făcut să fiu atât de convins de ea, să fiți convinși.
reprezentantului partenerului nostru academic, domnului profesor universitar dr. Dorotom, Tonca, rector Universității Petre Andrei din Iași, care a fost alături de noi încă de la prima ediție și alături de noi multe alte proiecte, și nu în ultimul rând colegului meu Sorin Bocancea, profesor universitar doctor și decan al Facultății de Științe Politice de la Universitatea Petre Andrei din Iași, în același timp editor, coordonator a revistei Timp. Vă mulțumesc tuturor și așteptăm întrebările dumneavoastră pentru ne propun.